ziua tuturor! În calitate de coordonator al campaniei electorale din partea Partidului Național Liberal, aș dori să fac astăzi câteva considerații generale. În primul rând, vreau să fac un apel public la toți românii să meargă la vot, să decidă pentru viitorul lor, pentru că de acest vot depinde viața lor de zi cu zi în următorii ani. De acest vot depinde dacă România va deveni o țară normală sau dacă România va rămâne în aceeași stare în care se găsește. Repet, o chestiune de ordin organizatorii, care trebuie întărită și repetată. Toți cei aflați în localitatea de domiciliu, în momentul votului, vor vota la secția de votare la care sunt alocați. Cei care sunt în afara localității lor de domiciliu pot vota la oricare din secțiile de votare din România sau din străinătate. Această campanie este o campanie atipică, pentru că în centrul ei nu e un partid politic. Pentru că nu se confruntă două partide politice sau mai multe, nu se confruntă doi sau mai mulți oameni politici. În această campanie electorală se confruntă Traian Băsescu cu românii. La Păltinești este o epavă care se numește Evanghelia. E o epavă luminică. După 29 iulie, Traian Băsescu va fi comandant în această epavă. Pentru că o epavă politică nu poate să conducă decât o epavă luminică. În această campanie, și nu numai în această campanie, președintele Traian Băsescu folosește mijloace josnice. A violat din nou legea, folosind simbolul statal. Faptul acesta a fost constatat de biroul electoral municipal. A folosit ilegal și folosește în continuare simbolurile olimpismului, denigrând imaginea României și arătând că e dispus să calce totul în picioare pentru a-și păstra scaunul. Aș spune că pe 29 iulie este pentru România ziua unui nou început. Este momentul în care vom scăpa să treabă să. Noi privim ziua de 29 iulie o nouă șansă pe care România o are, aceea de a deveni dintr-o țară mâncinată permanent de conflicte și ură, o țară normală, o țară așezată, o țară respectată, o țară cu instituții care funcționează corect, o țară care va sta cu fruntea sus în Europa și nu va sta în genunchi de frica marilor sau micilor licuiți. Vreau să știe toată lumea. Războiul cu Traian Băsescu se va încheia doar duminică, noaptea, de data de 29 iulie. Prin voința românilor, Traian Băsescu va pleca. Pe a doua zi vom începe reconstrucția României pe fundamente democratice reale. România poate fi condusă cu siguranță altfel decât a făcut-o Traian Băsescu în ultimii 8 ani. România poate fi condusă cu calm și cu echilibru. Am demonstrat acest lucru la nivel de guvern. Ați putut vedea în aceste zile faptul că, trecând peste războiul politic, guvernul USR, condus de Victor Ponta, s-a ocupat de agenda publică, a luat măsuri pentru relansarea economiei. Bugetarilor, pensionarilor nedreptățiți de regimul Băsescu au început să li se restituie banii. Au fost luate câteva măsuri care să stimuleze mediul de afaceri, precum și măsuri care să sprijine agricultura românească. De la preluarea mandatului, guvernul USR s-a angajat la un amplu proces de restructurare la nivelul protocolului de contracte ale companiilor de stat, la nivelul administrației fiscale, la nivelul modului în care se desfășoară achizițiile publice, precum și în ceea ce privește cheltuielile bugetare. Îi îndemn pe toți cetățenii României să vină să-și exprime în mod liber opțiunea. Atitudinea democratică,
este cea în care te prezinți la scrutin și votezi așa cum îți dictează conștiința. Într-o democrație funcțională, votul este cel care contează și nu absenteismul. Într-o democrație veritabilă, partidele politice ar trebui să fie întotdeauna, fără excepție, să încurajeze oamenii să-și îndeplinească obligațiile civice, participând la referendum. De astfel, datele statistice sunt elocvente în acest sens. Conform ultimului sondaj dat publicității astăzi, realizat de Public Affairs, 95,7% dintre respondenți au declarat că recomandarea PDR de boicotare a referendumului și neparticipare la vot a fost luată doar pentru a evita demiterea lui Traian Băsescu. Doar 4,3% au susținut că este o decizie în interesul României. Așa încât, domnule Blaga, oricât v-ați străduit să convingeți românii să nu iasă la vot, românii știu și 95,7% din români vă spun că dumneavoastră nu vreți prin această manevră decât să-i salvați pielea lui Traian Băsescu. Eu știu că în această țară sunt cu siguranță peste 9 milioane de români cărora le pasă, care vor să aibă un cuvânt de spus pentru ei și familia lor, care cred că se poate și altfel. Sunt cu siguranță peste 9 milioane de români în România care nu și-au pierdut speranța. Nu este numai un vot pentru demiterea lui Traian Băsescu. Este, în primul rând, o alegere pentru noi. De aceea trebuie să votăm da pentru noi și pentru viitorul nostru. Aș vrea mai departe să vorbesc pentru colegii noștri pentru care activitatea pentru această campanie electorală se termină duminică noapte. Pentru că noi trebuie de acum și până la sfârșitul acestui referendum să fim foarte atenți. Există deja indicii cum că cei de la PDL, primari, reprezentanți ai unor companii, fac presiuni pentru a nu se ieși la vot. Există deja multe indicii privind tentative de reținere a buletinelor de vot, a buletinelor cu care oamenii pot participa la vot, de către reprezentanții PDL. Dragi colegi, fiți cu toții cu ochii pe ei. Nu uitați, ei reclamă o lovitură de stat, dar lovitura de stat este tocmai împiedicarea exercitării dreptului de vot de către români. Auzim că Traian Băsescu a fost suspendat de către 256 de parlamentari. Trebuie să-i arătăm lui Traian Băsescu că va fi demis de peste 10 milioane de români. Noi, de acum și până la sfârșitul acestei acțiuni, adică până la terminarea